Salut, Alex! Costin a dat două goluri și astăzi, dar eu am zis că omul meciului ești tu. Cum a fost partida? Mulțumesc frumos pentru apreciere, o partidă foarte intensă. Mă așteptam la asta pentru că n-aveam schimbări, aveam doar o singură schimbare. La un moment dat a plecat și singura schimbare. Și s-a făcut meciul și mai greu. Am făcut și eu un penalti foarte intens. Mi-a plăcut nivelul jocului, băieții adversarii au fost de calitate și am avut ce să arătăm fiecare, și noi. Tu ai făcut penaltiul, cum ai zis, dar ți-ai și răscumpărat greșeala. Am încredere foarte mare în mine și sunt sigur că sunt capabil să scot și mingi mult mai grele, nu doar un penalti. Dar colegii tăi, de ce sunt așa supărați pe margine acum? De ce să ceară? E treabă internă, nu pot să divulg secretele echipei. Ați promovat la PAS anul trecut? Da. Sezonul ăsta care e obiectivul? Ce credeți? Încercăm de sezonul viitor, noi că sperăm să promovăm în Liga 1, să jucăm acolo cu cei mai buni jucători de fotbal și ne menținem șansele. Cu această victorie suntem acolo la play-off și încă luptăm până la final. Mai vin colegi sau ce se întâmplă de ați fost așa puțin astăzi? Suntem plecați în vacanță, am făcut curândul, prima parte am fost o parte, acum cealaltă jumătate facem și noi cu... Suntem o haită și ne ajutăm unul pe celălalt, să zic, ne scoatem unul pe celălalt. Am văzut că tu ai schimbat echipele, de Victory Cup, acum ai fost la mai multe echipe, cum ți se pare? O competiție cu un nivel foarte ridicat, îmi place foarte mult că sunt și fotbaliști, foști fotbaliști, care te motivează și vrei să joci contra lor sau măcar să arunce o privire la tine. Și na, îți dai seama, când vezi pe cineva care joacă la televizor și după aia ești alături umăr la umăr, e un sentiment care nu poate fi egalat. Și oferit din altă parte. E un sentiment diferit. Mersi.